În primul rând, aș vrea să spun ce am găsit când am ajuns la primărie în 2012. Erau reabilitate vreo 30 ceva de blocuri și nu doar că erau puține, erau și reabilitate cu bani de la oameni, adică cetățenii plăteau pentru reabilitarea termică. Din 2012, primul punct în campanie electorală, din programul electoral, a fost reabilitarea termică gratuită. De atunci am reabilitat 319 blocuri pe program local, adică cu finanțare 100% de la buget local și 260 de blocuri pe program european, cu finanțare jumate-jumate, jumătate Europa, jumătate noi, aproximativ jumătate. Pentru că aici, fără să intrăm prea mult în detalii, Europa pe proiect plătește 60%, primăria 60, 40%, dar. Fiind anumite cheltuieli neeligibile, primăria le suportă și atunci crește procentul de 40%, se duce undeva către 50%. Ok. aceste lucruri fiind spuse, trebuie să amintesc și faptul că noi avem contracte de finanțare, contracte de execuție, documentație completă pentru cele 260 de blocuri. Ele Trebuiau să fie gata sau aproape gata toate până la ora asta. Dar din cauza faptului că forța de muncă în România și din cauza constructorilor unii care sunt destul de neserioși, ca să nu zic foarte neserioși, n-au reușit până la ora asta să le reabiliteze pe toate cele 260. Lucrăm la ora asta pe aproximativ 200 de blocuri, din care 100 de blocuri până săptămâna viitoare facem recepție. Pe alte 100 de blocuri avem etape între 70 și 90% de finalizare. Din nefericire, pierdem ceva bani europeni pe acest exercițiu 2007-2013, dar avem deja discuțiile și notificare și uh, am aranjat deja cu Ministerul să le, introduc să le finalizăm până la vară și să le introducem pe finanțarea următorului exercițiu financiar. Este și de aceea vorbesc cu atât de mult entuziasm despre reabilitarea termică. Pentru că a fost primul punct pe programul în programul electoral, și pentru că am reușit să facem câte ceva, chiar dacă nu am terminat. Și, ca să facem o comparație, pentru că o afirmație fără să avem elemente comparative nu are greutate, aș vrea să spun că din 2012 până în prezent, și mă refer la acest mandat, toate celelalte cinci sectoare din București nu au reabilitat atâtea blocuri, nici pe departe, câte reu reușim să reabilităm noi. Am reușit și reușim să reabilităm până la sfârșitul acestui mandat, adică până în vară, în sectorul 3. Pe de o parte o spun cu mult entuziasm și multă satisfacție pe partea cealaltă o spun oarecum cu regret, adică nu pot să mă bucur că în celelalte sectoare nu s-au reabilitat foarte multe și n-aș vrea să fie supărați alții pe mine că aș da sen senzația de satisfacție din perspectiva faptului că n-au făcut dinși, Nu, dar faptul că noi reușim să închidem un mandat cu peste 500, bine peste 500 de blocuri reabilitate, nu poate să fie o supărare, ci din potrivă un motiv de satisfacție. Un alt aspect. A existat acest pro proiect, program european, din 2013, pe reabilitarea termică. Bani europeni. Am marea satisfacție de a comunica faptul că, din total buget național, repet, din total buget național, sectorul 3 a luat peste 80% din bani, din bugetul total adică Craiova, Arad, Timișoara, Reșița, Cluj, Constanța, Iași, toate la un loc au luat vreo 20%, noi am luat peste 80% din uh, buget. Și chiar luam mult mai mult decât atât, dacă ar mai fi fost bani, Dar s-au finalizat banii, s-au terminat banii, înainte să fi terminat noi de depus toate proiectele pe care le aveam pregătite. Suntem pregătiți cu încă... 450 de blocuri aproximativ, pregătite să le depunem pe noul exercițiu financiar. Am înțeles că este ghidul acum în ianuarie. Avem deja experiență, știm bine despre ce e vorba, suntem cei mai specializați din România pe acest program și cred că suntem în măsură să le executăm pe toate, mă rog, Să le finanțăm, să le, execu să le executăm pe toate cele 450. Întrebarea dumneavoastră a fost și când o să terminăm reabilitarea termică. Aici să știți că am dificultate în a răspunde la această întrebare, pentru că, din nefericire, avem nu puține blocuri în sectorul 3. Și asta e o problemă generală, nu doar în sectorul 3. Situații în care avem asociații de proprietari unde nu avem nici președinte, nici administrator. De ce? Pentru că nu mai vrea nimeni să fie. Faptul că cetățenii au o apreciere critică pentru cei care îi conduc sau cei care îi gestionează, e o chestiune relativ firească până la urmă. Dar atunci când nu au altceva decât atitudine critică și niciodată o formă de ajutor, de înțelegere pentru cei care gestionează problemele curente, să ajunge în situația în care, așa cum vă spuneam, câteva zeci de blocuri în sectorul 3 nu au nici președinte, nici administrator și nu mai vrea nimeni să fie nici una, nici alta, din cauza faptului că nu mai vor să fie înjurați pentru orice se întâmplă. O situație. Am încercat să ne implicăm, să găsim soluții, în unele cazuri am reușit, din nefericire, în altele nu acolo unde nu avem, e clar că nu avem cu cine semna contract de mandat, în consecință nu se poate face reabilitarea termică. Mai sunt situații de blocuri unde nu și-au făcut încă personalitate juridică asociația de proprietari. Au rămas pe asociație de locatari și avem chiar situații unde nici asociație de locatari nu au. Orice altă formă sau lipsa unei forme juridice ne împiedică. În consecință, este absolut necesar, este absolut indispensabil să avem asociația de proprietari care să aibă în funcție președinte și administrator capabil să reprezinte, să semneze, să pună ștampila pe contractul de mandat cu primăria. Aici sunt dificultățile și ar mai fi anumite chestiuni, mai ales în zona istorică, în zona veche, unde avem câteva blocuri care necesită consolidare. Consolidarea prin lege nu poate face primăria de sector, ci este în atribuțiile primăriei generale. Până când primăria generală nu rezolvă problema consolidării, noi suntem în situația de a nu putea să facem reabilitarea termică. N-am reabilitat până acum decât exclusiv pe program european. În consecință, avem impuse standarde europene de calitate și chiar am avut dificultăți majore în uh, ideea de a găsi acele materiale care să corespundă standardelor din Germania, din, uh, mai ales că s-a schimbat și normativul deja de anul trecut în România, și standardele sunt foarte ridicate. Iar aici, dacă discutăm de materiale, toate, fără excepție, sunt ignifugate. Mai mult decât atât, și nivelul de ignifugare e în trepte. Este impus un nivel de ignifugare foarte ridicat iar pe partea de tâmplărie se pune accent nu atât pe combustibilitatea materialului care este clar ignifugat și care nu întreține arderea, ci se pune un foarte mare accent pe emisia de fum. Pentru că s-a constatat că cei mai mulți nu mor din cauza focului, ci cei mai mulți mor din cauza intoxicației de fum. Ori aici, rigoarea este maximală. Și vă spun direct și deschis că în România, în afară de ce facem noi la sectorul 3, niciunde nu se produce tâmplărie la standarde europene. Niciunde! Singurii care produc așa ceva și care montează așa ceva suntem noi la sectorul 3 pentru că ne este impus pe standardele de care discutam mai devreme. Toate școlile din sectorul 3 sunt reabilitate deja în ultimii 2 ani de zile. Chiar dacă în, că discutam despre reabilitarea termică, care a fost primul punct în uh, programul electoral din 2012 despre școli, n-am vorbit de reabilitarea școlii, școlilor. Dar când am ajuns primar, mi-am dat seama de cât de importante sunt școlile și de cât de mare este rolul primăriei în tot ce înseamnă managementul școlilor. Pot să vă spun că foarte mult din meseria de primar am învățat-o după ce am ajuns primar. Dinainte n-am lucrat în administrația publică locală, dar m-a ajutat foarte mult faptul că am făcut management. Și de fapt aici discutăm de management public. Da, școlile sunt foarte importante pentru că tot ce înseamnă educație este foarte important. Și chiar sunt conștient și suntem, sper eu, din ce în ce mai conștienți cu toții că școlile de astăzi sunt de fapt România de mâine. Așa că, indiferent că nu le-am avut în programul electoral, m-am hotărât că trebuie să facem ceva special pentru școli. Și am reabilitat toate școlile standard și chiar vă fac invitație să veniți când doriți să vedeți o școală din sectorul 3 cum arată. Vă spune câteva cuvinte, lăsând la o parte faptul că le-am reabilitat termic și discutam de reabilitarea termică a blocurilor. Și școlile consumă. Și în școli avem nevoie de confort. Și în școli avem situații în care aveam umiditate, mucegai și așa mai departe. Și acolo trebuie să creștem standardul. După care să facem reabilitare în interior, cu reorganizare, cu modernizare și cel mai important, adică să creștem copiii, să îi educăm, nu doar din perspectiva la ce le transmitem, ce le spunem, ci și felul în care îi tratăm și anume îi tratăm cu respect, le oferim un anumit nivel de decență ridicat, astfel încât ei în școală să învețe, uite cum ar trebui să arate o casă, uite cum ar trebui să arate o clădire, uite cum ar trebui să arate un mobilier, uite cum ar trebui să ne purtăm, cum ar trebui să menținem așa ceva și să meargă să ducă acasă ce văd de fapt la școală. Lăsând chestiunea asta la o parte, vreau să vă spun câteva despre dotările care sunt foarte importante toate sălile de clasă, fără excepție, au dotare video-audio, adică boxe, sonorizare, videoproiector și ecran care coboară din... Or, care se rulează, care se desface și se, se strânge. Ecranul pentru proiector, de altfel. Exact. Tablele pe care le avem noi sunt, de fapt, sticle pe care se scrie cu marcuri, fără excepție. Toate școlile sunt Așa, fără să mai avem praf de cretă, bureții aceia care se curgă pe jos, să păteze, să facă praf, mai avem copii care au alergie la așa ceva. Uh, wireless, internet wireless în toate școlile și catalog digital. Adică toate cadrele didactice din sectorul 3, fără excepție, sunt dotate cu laptop de către primărie, laptopul care vine în clasă, se conectează la bă, tehnologie existentă da? și în bă, procesul educațional beneficiază de tehnologie de ultimă generație. Pot să ia de pe internet, filmulețe, imagini, orice își doresc pentru a explica cât mai bine copiilor și pentru a-i face să înțeleagă, să plece cu adevărat lămuriți pe. pe temele pe care le-au de făcut. Mai mult decât atât am făcut și catalogul digital. Atâta vreme cât fiecare dascăl are laptop și ai tehnologie acolo, îl conectezi și ai internet, acces direct pe server. De ce să mai mergi cu catalogul clasic, să pui absența acolo, să bifezi? De ce să nu faci chestiunea asta într-un soft care poate să, de exemplu, se duc în baza de date a noastră proprie, în serverele noastre proprii la sectorul 3 și se duc în mod automat și în serverele ministerului. Adică ministerul nu mai are nevoie să ceară situații la noi, să ceară grafice, să ceară știu și eu informații, pentru că dânșii le-au online. S-a operat o absență sau s-a operat o notă, ministerul știe și și-a... Dacă până acum cadrele didactice, profesori învățătoare, uh, munceau să-și facă acele situații. Să vedem că elevii de clasa 5 -a, la matematică, la geografie și munceau ore sau zile întregi să facă acele situații, la ora asta, orice situație îți dorește înseamnă un click și generează în mod automat. Mai mult decât atât, ajută foarte mult în relaționarea dintre școală și părinți. Orice modificare operată în contul unui elev, sistemul generează în mod automat și uh, instantaneu SMS și mail către părinți. Adică, acum e ora 16, generic, fiul dumneavoastră, Georgica Popescu, are absență la matematică. Măcar știu că fiul meu nu este în clasă și mă apuc să văd Poate că a întârziat de la oră, că este cu colegii în parc, mai ales că am reabilitat atât de frumos parcurile și locurile de joacă, încât sunt o atracție pentru uh, toți copiii. Dar poate, Doamne ferește, s-a întâmplat ceva mai rău, i s-a făcut rău, sau știu și eu ce s-a întâmplat. Și eu, ca părinte, vreau să știu și vreau să stau liniștit că dacă n-am primit SMS înseamnă că îmi sunt copiii la școală. Sau a luat notă, a luat 10 la română, a luat 10 la matematică, Doamne ajută! Sunt informat permanent cu tot. Câmpurile sunt făcute în așa fel încât opțional pot să decidă în Consiliul Administrației al școlii și alte informații pe care părinții și le, doresc, și le doresc. A fost sau nu atent la oră, este sau nu implicat în activitatea școlară și a făcut sau nu temele. Repet, este o platformă care poate să ofere o comunicare foarte bună și așa cum spuneați, am intrat și noi în secolul 21 real, într-o capitală totuși europeană. Cred că puteau fi făcute mai de mult, dar nici acum nu este foarte târziu și așa cum bine spunea, sper și eu ca lucrurile astea să se întâmple nu doar în sectorul 3, ci și în celelalte sectoare și în celelalte orașe și în toată România, până la urmă, că ne dorim sunt eu convins de faptul ăsta, că ne dorim un învățământ performant și o țară modernă. Aș vrea să vă mai spun un lucru, că încercăm să ajutăm cât mai mult elevii și să-i stimulăm către performanță. Avem cele mai multe și cele mai mari burse, cred că, din țară în sectorul 3. Iar bugetul, a cunoscut, bugetul de burse a cunoscut o creștere spectaculoasă în cei trei ani și ceva de când sunt la primărie. Adică de la 2 milioane de lei, oricum era un buget record, nu mai fusese până atunci, până în 2012 un asemenea record, de una, o asemenea sumă de buget de bursă, de burse, la ora asta avem undeva peste 13 milioane de lei, adică 130 de miliarde, bugetul pentru bursele elevilor din sectorul 3. Iar astăzi am promovat o hotărâre în Consiliul Local, s-a și aprobat și va intra în vigoare de la 1 ianuarie, în care la liceu dublăm deja bursele. Adică încercăm să încurajăm cât putem noi de mult performanța și învățătura. Dar, într-adevăr, avem cele mai multe locuri de joacă din București, avem și cea mai mare populație, dar suntem pe departe, pe primul loc, probabil că avem atâtea locuri de joacă că sunt în celelalte cinci sectoare la un loc. Avem foarte multe locuri de joacă și mă bucur pentru chestiunea asta, chiar dacă nu e întotdeauna ușor să le întreținem și să le modernizăm. Din aproape 300 de părculețe și locuri de joacă, din câte avem, deja cele mai multe locuri de joacă, undeva la 90%, le-am reabilitat deja. Mai avem câteva de reabilitat pe care le vom finaliza martie-aprilie anul viitor. Deci, până în mai, eu zic că vom avea toate locurile de joacă reabilitate mai mult decât atât am făcut propriul model. Am învățat și de la alții, recunosc faptul că sunt și duminica și când am somn, mă duc și văd în celelalte sectoare, în celelalte orașe, ce funcționează bine, ce au făcut și este apreciat de către ceilalți, dar nu doar în România. Când plec din țară, Vă arăt pe telefonul meu, de la borduri, alei pietonale, trotuare, străzi, aranjamente florale, aranjamente de spații verzi, de copaci și așa mai departe. Sunt foarte interesat pentru că vreau să învăț. Am văzut, de exemplu, la Paris loc de joacă îngrădit. Dacă la Paris au nevoie de loc de joacă îngrădit, ar putea să funcționeze chestia asta în România, adică cu poartă și cu lacăt? Și am încercat și funcționează chestiunea asta, chiar dacă nu e foarte ușor de gestionat, de deschis în fiecare dimineață și de închis în fiecare seară. Și vă spune imediat și care e argumentația de ce avem nevoie de locuri de joacă îngrădite. De pildă, uite cum e timpul rece acum, se... Culcușesc prin locurile astea de joacă tot felul de oameni ai străzi care nu vor să se ducă la adăposturile noastre pentru că dânșii nu vor să accepte niciun fel de reguli. Noi nu avem niciun fel de facilități unde să fie fără reguli. Nu. Nu vii mai târziu de ora de, nu vii cu droguri, nu vii cu băutură, nu vii drogat sau beat. Nu. Pentru că le avem și le menținem și e normal să avem niște standarde de calitate la un anumit nivel. Ori dacă nu avem reguli, în două, trei săptămâni vor distruge tot și nu le mai avem. În consecință, tot le pot folosi. Iar acești oameni care nu vor să accepte niciun fel de reguli, ei vor sta în continuare în stradă. Se cuibăresc sub locurile, prin locurile de joacă, și avem suficient de multe cazuri în care și-au făcut focul și ne-au dat foc locurilor de joacă. Au devalizat, devastat locuri de joacă, lasă în urmă o mizerie de nu putem să descriem, fac gălăgie și deranjează vecinii noaptea când oamenii vor să odihnească pentru că dimineața trebuie să trezească să meargă la lucru, dar cel mai și cel mai grav care m-a convins că trebuie să o facem, este faptul că am găsit atât de des și atât de multe ori, uh, în multe locuri, seringi folosite în locurile de joacă, încât clar am luat decizia că nu ne putem permite așa ceva. Adică, dacă dân și vor să se drogheze, să ducă oriunde în altă parte, numai în locuri de joacă pentru copii, nu, pentru simplu motiv că se poate întâmpla să găsească înaintea părinților acele serii să fie găsite de către copii. doar dacă se înțeapă în ele, nici nu vreau să mă gândesc la ce, Doamne ferește, s-ar putea întâmpla, mai ales că unii, dacă nu chiar cei mai mulți dintre și au și tot felul de chestiuni incurabile.